Cum se întâmplă lucrurile astea și ce se mai cere la intrarea în sezonul ăsta atât de călduros? Bună dimineața, Ora! Neața, Dani, am o veste bună pentru voi, pentru că am auzit discuția cu Înghețată. Vara asta avem liber la Înghețată, pentru că și nutriționiștii o recomandă în diete. Care sunt cele mai populare tipuri de astfel de desert? O să ne spună domnul Alexandru Sauter. Bună dimineața! Ce Înghețată preferă români? Bună dimineața! Românii sunt la clasicele. Ciocolată, vanilie, fistic. Dar au început ca să guste din ce în ce mai mult și din specialitățile noastre, care sunt foarte multe varietăți. Arată și foarte bine, dacă puteți să... Păi, în primul rând vreau să-i salut și pe băieți din studio, care nici nu cred că și-ar fi dorit să fie aici, înghețat pe căldura asta, nu e nimic. Eu zic să le facem poftă. Da? Păi aici avem tot felul de înghețate. De la înghețatele cu lapte și înghețatele care nu sunt pe bază de grăsime naturale, lapte, frișcă și sorbeturile. Sorbeturile sunt și dietetice, nu? Sorbeturile sunt dietetice, fiind făcute numai din fructe proaspete și sirop de zahăr, care le avem aici. Dacă doriți, putem să facem și o înghețată, să vedeți cum arată. Evident, vrem să și gustăm. Eu vă dau favorita mea. Cel mai mult, la o vreme așa cum este acum, 30 de grade, aș face o înghețată de fructe de pădure, pe care o va face Flavia, și înghețată de mango. Bineînțeles, doar din piure de mango. Care este diferența între înghețata din comerț și a industrială și înghețata artizanală? E o nouă modă și la noi, a ajuns și la noi treaba asta cu înghețata artizanală. Păi, înghețata artizanală este ceea ce vedeți aici. Înghețata artizanală este făcută fără grăsimi hidrogenate, fără coloranți. Noi facem înghețata, o preparăm zilnic, este înghețată proaspătă, făcută din lapte și frișcă, care este de fapt grăsimea animală, și piureurile care le facem în Italia, în laboratorul nostru special, piure de alune, piure de fistic, vanilie și așa mai departe. Vă mulțumim tare, tare mult. Înțeleg că aveți și un mesaj pentru Dani, așa la final. Păi, aș vrea să-l salut, cum saluta și el astăzi, așa. Mulțumim tare mult. Despre ce este vorba. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi. Încercăm și cu înghețata, dar la cum e vremea de afară, nu știu ce să zic. Salutări, noi ne știm din oraș. L-am urât tot timpul pe omul ăsta, pentru că de câte ori îl văd este în șlap și îmi vorbește despre înghețata. Am zis, bă, dar cât mai trebuie să muncesc să... Omul e tot timpul pe relaxare, fac lucruri foarte interesante și e bine să mai încerci și alte gusturi, nu? De ce să rămâi tot pe vanilie, vanilie, vanilie? Fistic, fistic, fistic. Da, vă scola înghețata astăzi? Da! V-ați luat banii la voi? Nu! Draga mea, el e celălalt. S-a adus mai bine poezia. Aia zic. Dar n-a fost o invitație, vă scot. Trebuie să recuperez. Da, Vicky, vă place, mă, cu mine? Cristi, îți place, mă, cu mine? Da. Hai să ne vedem cu bine. La înghețată.